În numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Dumnezeu și Dumnezeu, Părinte, preaiubiți, frați și surori, slăviți să fie Domnul Iisus. Suntem, așa cum a spus și fratele înaintea mea, într-un loc nou și este un loc frumos, este un loc de care suntem mândri și cred că Dumnezeu rânduiește viața fiecăruia, că e un om, e o lucrare, e o biserică, o vreme de prosperitate, o vreme de încercare și la vremurile acestea se alternează, pentru că unii lucruri trebuie cerute, alte lucruri trebuie date pe față așa cum sunt și astăzi, chiar dacă n-a fost ușor să simplu, cred că trăim această vreme frumoasă în care Dumnezeu trimite o rază de lumină și în felul acesta așezări. Ne-am dorit ca frumusețea acestei sări exterioară și simțul acesta de confortabil, simțul acesta de acasă să ne stăpânească prin sufletul nostru și dincolo de poarta aceasta. Îi mulțumim lui Dumnezeu că astăzi, când sărbătorim cu Domnul Înălțarea Sfântei Cruci, suntem în casa Lui și putem să vorbim într-un mod liber și deschis despre ceea ce înseamnă Crucea Domnului și Mântuitorului nostru. Trăim o vreme, iată, după 2000 de ani, când vorbim despre aceeași cruce, dar din păcate nu mai înțelegem același lucru. Și din păcate, dacă în 2000 de ani atâția oameni au auzit despre Crucea Domnului Iisus, foarte puțini dintre ei au reușit să înțeleagă mesajul crucii Mântuitorului și înțelegând să profite de ceea ce s-a întâmplat pe această cruce. A vorbit fratele dinaintea mea de înaintași și de puterea lor de pătrundere atât a Cuvântului Dumnezeu cât și a vremurilor în care au trăit. Și ne-au rămas de la ei câteva maxime, ca să putem zic așa. Dacă te gândești la Părintele Iosif, primul lucru care îți vine în minte e că el a spus oastea Domnului este aflarea și vestirea lui Iisus și-o răstignit. Dacă te gândești la fratele Traian, unul din lucrurile care îți vine în minte e acesta, întâi să fim și apoi să facem. Și cam asta a dezvoltat fratele Ateneabă. Și mai are fratele Traian o maximă care se referă la cruce, care spune nici cruce fără Hristos și nici Hristos fără cruce. Este o vreme în care poate că după cum spune Cuvântul lui Dumnezeu la sfârșitul Cărții Judecătorilor că în Israel nu era împărat și fiecare făcea ce plăcea. Trăim o vreme în care parcă peste cei mai mulți dintre confrații noștri români, nu numai în România, dar noi să vorbim despre casa noastră, despre țara noastră, parcă nu mai stăpânește și parcă nimeni nu mai are autoritatea asupra lui în ceea ce privește firul lui de a crede. Într-adevăr, Dumnezeu a lăsat libertatea asta de a crede fiecare așa cum înțelege, după puterea lui, după felul cum mi s-a dat. Dar eu cred că de această dată depășim cu mult aceste granițe pe care Dumnezeu le tolerează. Pentru că a fost trăit o vreme a comunismului în care n-a putut nimeni să vorbească deschis despre crucea Domnului Iisus. Și atunci din ce ai auzit, din ce mi-ai citit, din cum ți-a dat Dumnezeu, ai înțeles cum ai înțeles. Ai fi judecat într-un fel. Când trăiești într-o țară liberă, când peste drum de tine s-a construit o biserică și poți să afli în amănunte despre care lui Dumnezeu. Dacă nu-ți dai o stenială, atunci judecata lui Dumnezeu va fi altfel. Am auzit o întâmplare adevărată la un cumnat al meu. Mergea în zona noastră a Moldovei, la Botoșani, probabil ăștia dumneavoastră, să merge cu așunul, să merge cu boboteaza. Preotul vine în casa fiecăruia și
și vestește nașterea Domnului cu icoană, după aia vine cu aghiasmă și undeva vis-a-vis de biserică a mers în casa unei femei așa de vârsta a doua, a treia. Și părintele a zis, nu prea m-am mai văzut la biserică în ultima vreme e mult. Părinte, așa mă duc picioarele, aproape că nu pot să merg la magazin să-mi iau o pâine. Și mai stând părintele de vorbă, începe doamna să zică, părinte, știți, a fost seara asta, am văzut mare canion. A, ce frumusețe, părinte! Și atunci, frumusețea omului care poartă o haină, dar nu se ascunde în ea, a luat pe cumnatul meu și de față că i-a zis, păi, Iule, tu auzi! Femeia asta a fost la Marele Canion! Dar peste drum, la biserică, o doi pișoarele să vină. Este doar un caz din multe alte lucruri care se întâmplă între noi. Și avem și în viața noastră, și în viața multor oameni în România, bine credincioși, carioanele lor, pe care îi vizitează, pentru care își fac timp și pentru care strâng bani și care consumă energie. Dar pentru biserica lor de la un pas, nu merg. Și atunci eu vă întreb, pentru astfel de oameni pot să aibă Dumnezeu așa și măsura judecată? Nu poate să aibă. Nu poate să aibă. Și când vorbim despre înălțarea crucii Domnului Iisus, aș vrea să cred că noi o înțelegem altfel. Și aș vrea să plec de la un text din Scripturi. A început fratele din versetul acesta de la Sfânta Evanghelie din Ioan, din capitolul 3, cu versetul acela, după când a înălțat Moise șarpele în pustie. Tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului. Și ne duce cu trimiterea și asta în Cartea Numeri, unde ne povestește acolo în detaliu ceea ce s-a întâmplat. Și aș vrea să știți scurt din Numeri 21, începând cu versetul 4. Au plecat de la muntele Hor, pe drumul care duce spre Marea Roșie, ca să ocolească țara Edomului. Poporul și-a pierdut răbdarea de drum și a vorbit împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise. Pentru ce ne-ați scos în Egipt? Ca să murim în pustie? Căci nu este nici pâine, nici apă. Și ni s-a scârbit sufletul această hrană proastă. Și mai încolo e întâmplarea cu șerpii înfăcați care au venit. Dar versetul nou spune, Moise a făcut un șarpe de aramă și a pus într-o prăjină. Și oricine era mușcat din un șarpe și privea spre șarpe de aramă între ea. Vreau să fiu scurt și să spun. Această întâmplare ne scoate în evidență o necesitate. O necesitate care a ajuns într-un concurs de împrejurări. Astăzi, crucea Domnului Iisus este o necesitate. Și noi trebuie să ajungem acolo împinși de acest concurs de împrejurări. Nimeni nu mai vine astăzi la Hristos din plăcere, pentru că nu mai are el ce să facă, pentru că e prea bătrân și nu știe cu tastatura, e prea nu știu cum și nu mai poate merge la bar. Și oricât de bătrân ar fi, își găsește o altă ocupație. Dacă nu poate cu tastatura, poate cu paharul, dacă nu poate cu paharul, poate cu alte lucruri, dar la cruce nu. Și atunci, dacă nu vine Dumnezeu, creează acea țesătură pe care îl prinde. Sau creează acele granițe care se strâng și îl constrâng să vedă la cruce. Și poporul lui Israel spune că a ajuns să fie mușcat de niște șerpi. De ce a ajuns să fie mușcat de niște șerpi? Pentru că spune noi că a cârtit. De ce anume au cârtit poporul acesta? Textul îmi spune pentru că și-au pierdut răbdarea. Din cauza asta au început să cârtească. Și ce anume i-a împins să-și piardă răbdarea? Faptul că se gândeau că vor muri. Ăsta este motivul principal pentru care a fost înălțat șarpele de aramă. Nu pentru că au cârtit, nu pentru că și-au pierdut răbdarea, ăsta doar pașii
Sunt doar alte granițe, alte bariere care i-au adus. Dar pornirea a venit din gândul acesta, vom muri. Și pentru că n-au vrut să moară, au cârtit. Și pentru că au cârtit, nu s-a întâmplat decât ceea ce se temeau, adică au murit. Și pentru că au ajuns în starea aceasta, a venit o salvare. Ca să primească înapoi tocmai ceea ce au avut și nu vreau să piardă, adică viața. Și Domnul Iisus Hristos a venit prin planul lui Dumnezeu să ne dea nouă tot ceea ce am avut înainte de cădere. Și să ne dea înapoi această viață veșnică. Și trăim o vreme în care oricât de evoluată ar fi lumea asta, și dacă va mai fi încă 2000 de ani de aici înainte, și se va mai dezvolta tehnologic, social și oricum am vrea noi, de 1000 de ori, totuși necesitatea crucii lui Hristos va fi valabilă, știți de ce? Pentru că în orice vreme și în orice progres, oamenii se vor teme de moarte. Dar și aici ar mai trebui sublinia ceva. Trăim prezentul în care oamenii se tem de moarte, dar se tem pentru aceeași moarte pe care se temeau izraeliții în pustie. Se tem de încetarea temporară a acestei existențe pe pământ. Și nu se tem de moartea aceea de care vorbește Domnul, care ar trebui să ne îngrozim toți. Această frică pe care o are omul în sine de a-și pierde viața să pământească, o folosește Dumnezeu ca să te ducă la adevărata înțelegere a crucii Domnului Iisus. Și dacă șarpele de aramă s-a înălțat pentru a salva viața aceasta pământească, Hristos a venit și s-a răstignit pe cruce și a fost înălțat tot așa ca și șarpele, cum ne spune la Ioan, dar nu pentru viața aceasta, ci pentru viața cea de veci. De aceea a îngăduit ca în viața aceasta să avem diferite strâmtorări. Să țese Dumnezeu câteodată, câte un plan așa de rămân oamenii înmărmuriți de ceea ce aud. Și am trăit de mult de mijlocul nostru și a lucrării noastre peste aceasta despre marea încercare care peste fratele Ghiță de la Curcuiești. Și au stat frații și s-au gândit, oare ce-o fi cu omul acesta? Că fi încercat în așa fel. Și poate că cei gărcotași au zis, are un păcat ascuns. Eu cred că încercări mari peste niște oameni, pentru că privind în oglinda aceasta în încercării și privind la felul cum el trece, tu să te judești pe tine. Și să vezi, tu ai putea să trăiești acolo? Când Dumnezeu trimite o cruce în viața unui om, primul gând care vine, poate chiar și peste cel care o primește, este gândul acesta, oare este pentru o fapta mea? Este un fel de plată a păcatului? Sigur că Cuvântul lui Dumnezeu ne învață că ar putea fi și asta. Dar cei care ne-am străduit să înțelegem pe Dumnezeu într-un fel mai profund, trebuie să vedem că planul lui Dumnezeu este atât de complex și atât de înalt și să înțelegem că încercările care vin peste noi pot să aibă pentru noi o însemnătate și pentru cele de care trăim o altă însemnătate. Pe noi să ne curățească și să ne ridice. Pe cei care se uită în viața noastră să fie un motiv care să-i apropie de Dumnezeu și de cruce. Sunt două lucruri care nu-mi dau o pașă, ca să zic așa, când mă gândesc la crucea Domnului Iisus. Și aceste două cruci sunt aceste două feluri de a înțelege pe Hristos și crucea, amândouă, și nici una fără alta și nici alta fără Domnul Iisus. Despre partea aceasta a crucii fără Hristos. Astăzi, într-o localitate pe lângă Botoșani, este al 11-lea an în care un frate cu inimă de acolo face un lucru deosebit. Este singurul ostaj din
statul respectiv și s-a întors din lume om matur. Și o femeie bătrână i-a spus despre Dumnezeu și a vorbit despre asta Domnului și l-a luat la adunare și a început să-i placă și Dumnezeu a lucrat într-un mod frumos. Este un exemplu de ostaș așa cum îl înțeleg eu, un om simplu și pătruns până adâncă sufletului de ceea ce înseamnă întoarcerea din lume și apucarea căii lui Hristos. Și a vrut și el să facă ceva pentru satul lui. Și a zis că statul acesta are nevoie ca cineva să-i vorbească de Dumnezeu. Are nevoie de cineva care să vorbească de Dumnezeu dincolo de ce înseamnă preotul din statul nostru, care multă vreme n-a fost preot acolo și când a venit, a fost mai mult râsul lumii decât ajutorul satului. Și atunci, cum am putea să facem, să-i vorbim acestui sat despre Dumnezeu, într-un fel, într-un chip în care niciunul să nu aibă nimic de reproșat celui care vorbește. Și eu sunt păcătos. Și atunci a făcut o cruce mare în deal și strângea satul. O cruce imensă care se vede la mai multe sate depărtate. Și a pus toate energiile și economiile de a făcut lucrul acesta. Și în fiecare an de înălțarea Sfintei Cruci face adunare acolo, cheamă frații, vin frații și face programele oaste Domnului. Și acum aș vrea să fiți atenți, fraților. Poate că în mijlocul acesta sunteți frați de mult ani cărunți în oastea Domnului. Și poate că sunteți și oameni care, așa cum am spus, Dumnezeu v-a dat harul acesta ca acum să stați vis-a-vis din biserică. Până acum nici n-ați avut un loc în care să veniți să vă simțiți acasă, aproape de casă. Acum l-aveți, slăviți să fie Domnul pentru asta. Dar nu-i de ajuns să stai vis-a-vis de biserică și să vezi marele camion. Trebuie să vii în ea. Și dacă ai venit în ea, important este să înțelegi mesajul lui Dumnezeu. Poporul lui Israel a spus, vom muri pentru că n-avem pâine și n-avem apă. Un picuț mai jos, nu știu dacă frățile voastre ați citit un picuț mai jos, începe acolo alte călătorii ale israeliților și textul biblic începe să înșire niște localități despre care noi n-am auzit. Dar ce spune mai elevat, în versetul 16 spune, de acolo s-au dus la Ber, care înmășit înseamnă fântână. La această fântână Domnul a zis lui Moise, strânge poporul și îi voi da apă. Atunci a cântat Israel cântarea aceasta, sâșnește fântână, cântat în cinstea ei. Fântâna pe care au săpat-o căpetenile, pe care au săpat-o mai mare poporului cu toiagul de cărmuire, cu toiagele lor. Ați fost atenți și a spus poporul, un popor care se plângea că moare în pustie din cauza setei. Dumnezeu i-a dat apă și ei au spus așa, sâșnește fântână, cântați în cinstea ei. Fântâna pe care au săpat-o căpetenile, pe care au săpat-o mai mare poporului cu toiagul de cărmuire, cu toiagele lor. Ați sesizat dumneavoastră aici că vă căpetenie s-a dezbrăcat de veșminte să sapă fântână, să vie popor. Ați sesizat dumneavoastră că spune textul ăsta. Eu am înțeles că Dumnezeu i-a spus lui Moise la această fântână, Domnul Moise strânge poporul și le voi da apă. Asta a zis Domnul. Iar poporul a zis, căpetenile noastre ne-au dat apă, butoiejele lor ne-au săpat o fântână, fals, este fals. Dar este atitudinea pe care omul încă, de când e el, face asta. Nu vede mâna lui Dumnezeu în asta. Nu vede. Vede pe căpetenie, vede pe primarul, vede pe învățătorul școlii și vă spun asta pentru că în ziua când s-a sfințit crucea despre care v-am povestit, pe lângă cei care au dorit să vină din sat, pe lângă frații care au fost acolo, a venit și preotul, a venit și primarul, a venit și doctorul, au venit toate acele personalități din viața de sat. Și cum era și frumos și de mult timp, s-a vorbit și părinții, a vorbit și primarul și a vorbit mai toți cei care au o funcție și un statut în satul acesta. Vreau să vă spun că niciunul n-a amintit despre fratele.
Și despre crucea în sine a spus că satul acesta va fi mai frumos cu acest monument deasupra lui. Dragilor, crucea aceea n-a fost pusă ca satul să fie frumos. Și nu cred că poți vorbi despre așa ceva fără măcar să amintești de cel care s-a ostenit să o ducă acolo. Și s-a întâmplat că fiecare s-a lăudat pe fiecare. Părintele a lăudat pe primarul, a lăudat pe domnul doctor și tot așa. Nu se întâmplă altfel, nu știu, cu crucea lui Hristos, să știți. Nu se întâmplă altfel. Acesta este rolul și acesta este felul de a merge al lumii de când îi ia. Și ceea ce vreau să vă spun e că noi trebuie să înțelegem altfel. Aceasta este o cruce fără Hristos. Înalță-mi sus. Îți place forma ei? Îți place că o știi de mic? Dar nu îți aduce nimic în afară de frumusețea ochiului și de lauda aceasta. Îți place să o porți la gât? Îți place când ești tânăr să-ți fie cap o toabă? Îți place când ești la nu știu cum să o pupi înainte de a merge la furat și când ești bătrân să o pupi să-ți întărească bătrânețele? Dar dacă Hristos nu e acolo, ai trăit o viață cu un simbol pe care puterea ei și mare avantaj l-ai pierdut. Și mai este o variantă. Mai este o variantă pe care mulți dintre cei care cred că l-au cunoscut pe Dumnezeu spun că, dar și-o fi și cu crucea aceasta. Îmi aduc aminte că atunci când eram în școala primară, aveam un coleg din biserica adventistă. Și aveam multe contradicții cu privire la niște lucruri. În micina mea atunci, nu știam eu multe lucruri, nu știam eu argumente și de forte. Dar știam un lucru, că nu e adevărat și-mi spune. Și mi-aduc aminte, deși sunt foarte mulți ani de atunci, că într-o bună zi el a zis ceva de genul: voi cinstiți o cruce, deci o cinstiți? Pentru că pe ea a murit Fiul lui Dumnezeu, mi-a spus eu. Dar dacă Fiul lui Dumnezeu ar fi fost răpus cu o săgeată, cu o suliță sau un pușcat, atunci voi și-ați fi venerat un arc, o pușcă? Bună întrebare. Și atunci nu știu cum mi-a venit gândul acesta. Pentru o întrebare bruscă și grea, nu prea ai răspunsul. Dar știu că atunci a zis ceva de genul. Nu putea în niciun caz să fie altfel. Și a zis de ce? Pentru că în proroci scrie că va trebui să fie așa. Și nu prin pușcă, nu prin arc. De unde mi-a venit gândul, nu știu. Dar după ce a trecut ani și gândindu-mă și meditând și astăzi la ce a zis Părintele aici despre felul cum a gândit Dumnezeu planul de mântuire. N-ar fi fost, ușor, limpede pentru Dumnezeu să trăiască un plan de mântuire ușor pentru Domnul Iisus? Nu neapărat să trăiască în huzur, dar ar fi putut să-L facă să aibă o casa Lui, să trăiască în decent, să trăiască în vremea noastră și în loc de cruce pe Golgota, în loc de palme, în loc de scuipat, să vină și să facă o injecție asta letală, cum se face acum, că până la urmă nu tot cu moarte plătea. Dar oare de ce-o fi ales Dumnezeu în modul ăla crud? Barbar! Metoda aia cea mai crâncenă, oare de ce? Pentru că Dumnezeu nu vrea să plătească cu ferimituri. El vrea să dea prețul complet. Și dacă ar fi fost o moarte mai crâncenă decât asta, ar fi ales-o pe aia. Și dacă ar fi fost o metodă mai care să îngrozească urechile noastre, ar fi ales-o pe aia. Pentru ca noi să înțelegem că crucea nu e doar ceea ce o purtăm la gât și dănțuim cu nea în discoteci. E crucea pe care Dumnezeu Tatăl a ales să-L răscrinească Fiul. Am văzut odată
rețin bine, unde probabil pe YouTube, un filmuleț, în care cineva punea o întrebare. Dacă Dumnezeu este dragoste, va putea El, sau ce va gândi El când va privi atâtea milioane de oameni chinuindu-se în iad? Dacă El este dragoste, ce va gândi? Și eu spun așa, că va gândi aceleași lucruri pe care le-a gândit când și-a văzut Fiul lui răstignit. Și dacă cineva crede că Dumnezeu va închide ochii și va scoate pe toți cei care s-au dus acolo pentru că au vrut, pentru că asta au ales, pentru că au disprețuit această cruce și acest sânge de pe Golgota, dacă cineva crede că Dumnezeu îi va lua și pe ea așa cum sunt și va pune din coace, așa cum ne îndurăm de copiii noștri, îi luăm așa cum sunt și punem din coace, să știți că ne înșelăm. Pentru că Dumnezeu nu-și calcă cuvântul lui. Pentru că El a lăsat o vreme de îndurare și de cunoștință a Harului pentru toți. Și așa cum nu i-a plăcut când a văzut pe Fiul răstignit, dar n-a făcut nimic, așa nu va face nimic. Când fiecare după alegerea lui va ajunge și va sta acolo unde cât a trăit și a ales locul acesta. Și un lucru vreau să mai spun și pe asta vreau să închei. Despre această cruce cu care cei care ne place să frecventăm biserica și adunările voastre Domnului suntem așa de familiarizați. Și probabil că avem fiecare dintre noi momente când ne gândim profund la prețul nespus de mare cu care Domnul Iisus a plătit păcatele noastre și la felul cum a suferit pentru noi și la toate lucrurile acestea. Pentru că simțim în ființa noastră că trebuie să ne sensibilizăm mai mult și pentru că conștientizăm chiar și în starea aceasta noastră de păcat, că suntem cam indiferenți de acest preț mare care ni s-a dat. Că uneori parcă privim cu ușurătate și cu ușurință lucrul acesta. Și nu ne place. Și ăsta e lucru bun că nu ne place. Și atunci începem să medităm și să căutăm, să pătrundem mai mult taina aceasta și gândul acesta. Și lucrul pe care vreau să-l spun este acesta. În 1 Corinteni, capitolul 1, cu versetul 17 în jos, spune de fapt cuvântul, de fapt, Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia. Nu că înțelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică. Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu. Este un fel de a avea putere în această cruce. Și mai este un lucru pe care vreau să-l spun. Apostolul Pavel spune că eu am fost trimis să vă propovăduiesc Evanghelia nu cu înțelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică. Între oamenii aceștia din lumea interlopă este o vorbă. Și ei când vorbesc despre faptul că cineva l-a fraierit pe celălalt, ei spun așa, l-am făcut din vorbe. Că l-am făcut din vorbe înseamnă că i-a amețit mintea, capul și a făcut din el ce a vrut. Că l-a prostit, i-a luat bani, i-a luat tot ce... Poate că nu-i chiar nu cel mai liberit. Dar aș vrea să fim foarte atenți la ce spune Sfântul Apostol Pavel aici. Am fost trimis să provodesc Evanghelia oamenilor, dar nu să-i fac din vorbe. Și prin altă metodă, pentru ca nu cumva crucea să fie făcută zadarnică, cu alte cuvinte, nu vorbele ar trebui să ne aducă la cruce, ci crucea în sine. De aceea crucea, dacă o dezbrăcăm de puterea ei și de Hristos, nu ne duce nicăieri. Și dacă luăm doar pe Hristos și dăm de-o parte crucea, cădem în extrema cealaltă, în care privim ca o nebunie această cruce. De aceea, oastea Domnului a adus lucrul acesta minunat. Echilibrul acesta de a privi pe Hristos. Nici pe Hristos fără cruce și nici pe cruce fără Hristos. Și-l rugăm pe Cel care a murit pentru noi
pe crucea de pe dealul Golgotei, care acum 2000 de ani și-a întins mâinile pentru mine și pentru fiecare dintre noi. Să ne înțelepci și așa prin Duhul Lui, să ne păstrăm întotdeauna calea aceasta de echilibru și să avem în viața noastră și pentru mântuirea noastră și a altora, atât pe Hristos și cât și crucea Lui. Amin. Slăviți să fie Domnul. Slavă Tatălui și Fiului.